un bătrân așa pe la 102 ani. Vă dați seama ce vârstă venerabilă. Și aniversare, au venit toate televiziunile, toată lumea să-l vadă și era un eveniment în localitatea respectivă. Mulți curioși. No, și ăștia de la o anumită televiziune se duc călare pe Baciu Gheorghe. De Baciu Gheorghe el nu auzea tare bine, vă dați seama la vârsta. Și erau doi strănepoți care stăteau lângă el și șopteau ce îl întreabă lumea. Și de la o televiziune oarecare, bale, noi suntem de la emisiunea Amintiri. Dar tare ne-ar plăcea să ne povestiți o amintire frumoasă din viața noastră. Sigur că ați avut amintiri și mai neplăcute, dar noi am dorit o amintire, dacă se poate, o amintire frumoasă. Da, stăm, îi șoptesc ăștia bătrânul, îi zice bătrânul așa cu o voce stinsă, zice, nu fă o amintire frumoasă, amintire, s-o pierdut o vacă la noi țară. Dar ce am cotat-o pântăție râpile, pântăție măile, păcea m-am aflat-o după trei zile într-o râpă, și așa, păi, am înconjurat-o și am înconjurat-o. Și mă rog, este o amintire noastră frumoasă, dar noi nu putem să o difuzăm pe post. Sunt niște reguli și zmează, dar poate aveți o amintire mai frumoasă. Mai. Dar iar își optiez moșului să-mi înjurează așa moșul. De, mai frumoasă amintire, s-a pierdut o fată la noi în țară. Că ce-am cotat-o pântăție în râmbările, pe pădure, pe poieniță. După trei zile am aflat o topoieniță și am înconjurat o ședeasă și am bătut-o. Și mă rog, dacă astea sunt amintirile dumneavoastră frumoase, povestiți-ne o amintire tristă când după amintirile și la care moșul devine, îi șoptesc nepoții iară și devine așa brusc, gri. Zice, o amintire tristă, că odată m-am pierdut eu! Am să vă rostesc un alt fel de buletin de știri. Asta legat de... întotdeauna îmi place să spun că este asta și chiar mă laud și sunt mândru în satul mare unde m-am născut și am locuit în copilărie, pe strada unde am locuit noi, care eram undeva mai la marginea orașului. Eram multicultural. Aveam țigani, unguri, șvabi, deci era super. Și spun asta pentru că m-am bucurat de-a lungul timpului, învățând și parte din limbile, nu, care erau în... Te rog, scrie mesaje, da, și am prins din subtilitățile fiecarei limbi și m-am folosit de-a lungul timpului de dezacordurile pe care alții le fac în limba noastră, sigur, și noi facem în alte limbi, dar de ce nu, până la urmă. Așa, și am creat așa niște chestii de astea, îi insistentă. E aproape de stat. Gata. Da. S-au pierdut. Da, au zis că după cum săracii nenorocirea aia din munții Apuseni, au zis că trebuie avionile mai nou vor fi dotate cu pădurari. Echipaj. Doamne ferește. Așa. Și am creat așa vreo câteva chestii și una dintre ele este buletin de știri. Așa am intrat eu un buletin de știri. Un alt fel de buletin de știri.
Ce aici radio SCL de ora exactă. Suntem ora 2 și aproape 5 minute. De pe știrile. Da, numărul 1 anunță că cine a găsit un perl, drugem să ducem înapoi. Numărul 2 anunță că circulația face numai la culorile de verdele. Circulația la culorile de roșu face pe bază de chitanțe. Numărul 3 anunță că aseară a întâmplat un accident foarte mare, at un Fiat 1300 a intrat în steel pool și ai făcut 2 Fiat 650. Numărul 4 anunță că tinele vedove vrei să le căsătorește. El posede din primul căsătorie a 2 copii, un boiat și un futriță. Din a doilea căsătorie a 3 copii, 2 futrițe și un boiat. Și din niciun căsătorie a încă 6. Raportează că pe acuci și recepți. Tot așa povestea politică. Povestea unul din secuine, o zi din viața lui, zice, hati într-una în zile când ai întors case, a intrat la o alimentare și a cumpărat 1 kg salami. Când a ajuns case, a spus la servitoare, lua 1 kg salami, pus-urem la cuiul la cămare. Servitoare a luat 1 kg salami, a pus-urat la cuiul la cămare, spus la Anahat, când întorcem case de la Sinhaz, de la teatrul, muncăm 1 kg salami. Când a întors casă, a spus la servitoare, ducem 1 kg salami, se muncăm. Servitoare a pus mâna la capră, a spus, ioi, de hata ai muncat muțul. Muțul, e sigur. Și nu poți mai acum ai muncat muțul. Ducem aici muțul și cântarul. Dus pe muțul și cântarul, pus pe muțul la cântarul, a fost 1 kg. Nu a spus la servitoare, aici suntem salami, de unde suntem muțul? Și ca să nu neapărat să epuizăm subiectul, n-aș vrea să vă întregesc de o chestie și mai ales o dedic, nu-i așa, omului care s-a străduit să ne invite și să ne fie gazdă alături de domnul primar. Andrei, mulțumim! Așa, despre ce este vorba? Sunt niște parodii și trebuie luate ca atare. Și am făcut un soi de... Haideți să vă spun direct. Turu tu turu turururururu. Asta era melodia genericului emisiunii Miorița. Pe vremuri, dacă vă mai aduceți aminte. Bun. Am făcut un conglomerat care sper să vă place. Turu tu turu turururururu. Rururururu. Rururururu. Ai, 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 da, 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 da. Ce balade populare! Miorița ei șobaci! Cea pe un picior de plai suntem calarari! Lefele jos vale, Iuhas merge în cale! Pe câmpul umblă brazda, trei ciobani, doi... Unul moldovanul ungurean și unul de la coastă. Moldovanici vruncea numărat oi la ungurea. Atcând văzut că suntem oie multe, nu sta se gândește, ai scuns și vorbește. Holute, făcut la criminal. No, acum, ba, ci a avut un oie care iubește, iar frumos vorbește și își chema pe el. Oie când vine nu tace gură, nu place iarbă, ce, a ce probleme suntem la legele pășunie? De reine îi spune. Dar oie asta iuh, iuh, bărai, suntem îzdrăvani. Ai uitat la stele și steluțe mare și micuțe făcut horoscop. Îi spus la baci. Behehehe, behehehe. No, acum baci, scultă-ne și traduce. Spus oie la el. Baci, dragă,
Moldova, nici vreun ce am vrut ca se omoare, se sustrage în fraudulos toate turmele frumos. Acum, baci, nu speriat, ai scus și așteptat. Moldova, nici vreun ce am sosește, Ungurea în prima lovește, cip, ciop, cip, ciop, capul spart, vrâncea, costeru, Moldova. Da? Chiar zice, care avea, chiar zici, trebuie bătaie, spus la mine, oaie, vrut bătaie. Nu facem nuntă, chimoare, nu suntem în surătoare. Ești crezi? Da, acum vreun ce am sculat, așa alergat că făcut record și scăpat. Just la București a avut turme mare, început imobiliare, găsit steaua la vânzare și cumpărat. Asuntem și un morale, căci la nunta mea ai căzut o stea, fac ce vrem cu ea. Nu mai tungem lână, nu mai vrem la strână, vrem la parlament. Și când eleva mea și înainte face președinte, ei, voi, bărbări. Da. Apropo de parlament, zice, măi, de ordine, am auzit că ai intrat în nu știu ce partid politică, la care de ordine, ce tu mi sună eu la linia erotică, la 8-9-9-9, bun Dumnezeu știe ce mai încolo. Și îi răspunde de acolo voce cârleonțată, ce sunt aici, sunt numai pentru tine, spune ce pot să fac pentru tine, știi? La care eu zice, sună-mă înapoi! Care-i scump? Doream să vă zic o chestie drăguță, ce Ștefan cel Mare stătea în sala tronului cu sfetnicii, se sfătuiau și la un moment dat se dau ușile așa la o parte, violent, și intră un răzeș, un pleieș, un oștean de-a lui Ștefan, așa cu ochii holbați, zice, Măria ta, Măria mea la tine! Mergea un tren de ăsta pe rute scurte, de astea așa între sate, și în compartiment în tren erau doi ardeleni mai în vârstă așa și unul dintre ei își pierduse piciorul de la genunchi în jos și avea picior de lemn. Și o discuție între ei, pur ardelenească. Să uite unul către ăla la zbedece. Paltin. Ai este jar. Și nu. Fac. Ei fac. Ce nu. Dar pe ce? Ce gurun. Nu, acela e bun, că acela n-amorțește. De ce? Nu știu dacă vă mai aduceți aminte despre o super frumoasă poezie a lui Ion Minulescu, intitulată Romanță fără ecou. Este iubire, bibelou de porțelan, obiect cu existența efemeră, te regăsesc pe aceeași etajeră pe care te-am lăsat acum un an. Îți mulțumesc, dar cum, ce s-a întâmplat, mai aduceți aminte de poezie. Măcar așa mare. Să vă gândiți la ea, pentru că eu am să vă recit în dialect maramureșan și dumneavoastră o să înțelegeți absolut nimic. Cu titlu cu tot sună cam așa. Îi zice Horea Vorovei fără înturnare de Ion al Minulescu ficior. Amore, tu-ți uslup de porțolan, de rab de pleu cu viața ca de glajă, te aflută aceste laje pe care te-am văzut la muioan.
Îți mulțumesc, dar ce ți s-a întâmplat? Ce duh de popășotul pe cotat, în hia mea, în hia ei, în hia noastră? Ce diavol hab, ce galița albastră? O stat de veche și te-o privegit, de nu te-ai rupt și nu te-ai colbăit. Amore, tu ți-ți luc de porțolan, de rab de bleu cu șmalțul dintinat, ogoi-te acolo unde ești, ogoi-te și dacă ne iubești, mai vă răsplește ne bată Ronan, amore, tu ți-ți luc de porțolan. Doi beți rupți din crâșma și în fața crâșmei un câine stătea în curs și își făcea igienă. Bănuiesc că știți cum să curăță și să aranjează. La care unul dintre ăștia beați către el ala zice, fii atent ce mișto, zice, toată viața mi-am dorit să pot să fac asta. La care el ala se caută pe buzunare, scoate un biscuite și îl întinde, zice, încearcă cu biscuite, vezi, poate te lasă. Tot în categoria ăsta rece, moare Ion și vin toți prietenii de pahar la mormântare. Și în ziua mormântării, cum stăteau așa să uitau la Ion în sicriu, după două nopți de priveghi, știți că se muncește la greu acolo, să joacă cărți, să bea, și după două nopți de priveghi, nu stăteau și se uitau așa la Ion în copârșeau acolo, zice unul către la lat. Și uite-te totuși la Ion ce bine arată. La care ăla de lângă el zice, normal, nu băut de trei zile. Ion și Maria s-au căpătat la niște fonduri, la niște bani și zice, mă, hai punem și noi un picuț casa la punct, să ne mai facem un confort mai cât de cât. Nu, de pentru care gresie, faianță, peste tot, cumpăram mobilier, nu, tăia și saună, jacuzzi. Da, și după ce au terminat ei de renovat și de, ce mai să ne bucurăm și noi, noi așa de rezultatele de ce am făcut pe aici, așa, să duc, fac o saună, să bagă în jacuzzi. Și apă acolo Maria dă cu sărul, dă cu un sor, cu dedete și bulbuci și toate uns, așa cum era Maria, iasă așa din jacuzzi și când calcă și cu doilea picior așa lunică și trage o sfor așa și se ventuzează de gresie. Vine eu, zice, nu, amul! Cum o, și ce pe trage din un picior? Celălalt, nici cum, zice, mai cu toată rușinea, mă duce după Gheorghe, mă, că doi dani eu putea, unul de un picior, unul din cealaltă. Vine și Gheorghe, trage și Gheorghe din picior, el nici cum. Zice, mă duce și după Văsărica, trei dani eu putea, unul din cap, doi din picioare și... Nu se duce asta după Văsărica, când se întoarce Gheorghe, când vine eu cu Văsărica, Gheorghe o țâțărea pe Maria, tot o butona. Zice, mă, nu ce rușine, mă, eu zic, ca și tu te dai la moiarea mea, mă. Deci zice, nu mă înțelege greșit, zice, eu am încercat o chestie tehnică. Am zis că dacă tot-o-i țățăliu, așa zice, s-a omezit și-o împrins și-o pe sifon și-a prins iar în fals. Și vă spuneam că bancurile din Ardeal sunt bancurile care pur și simplu m-au făcut mai cunoscut în lumea celor care spun bancuri, pentru că și cred în ceea ce sunt un ardelean convins. Baciul de Orde stătea în odor, în curte și mătura pe acolo cu lucrul căzii și undeva pe deal, în fața casei, acolo niște topografi făceau măsurători.
Când au terminat oamenii treaba, treceau prin fața casei lui Baciu Gheorghe și Baciu Gheorghe le-a de omenie primitor, că îi invită, haideți înăuntru, să mâncau o slănină, să bea un bar, ceva, vom da o apă, sunteți obosiți. Da, invită pe oameni, zice, dar domnule fotograf, ce fotografiați acolo pe dealul acela? Zice, nu, noi suntem topografi. Zice, bine, dar ce fotografiați trebuie? Nu, noi facem niște măsurători și bună oară de ordine, ai văzut dumneata, acolo este un proiect făcut, o cale ferată care va veni din direcția respectivă. Bună oară, că ești interesat, o să trec până la dumneata pe aici, pe curte, pe jură, ce și în spatele grădinii acolo este gata, după deal, se continuă și... Și Baciu Gheorghe, ce cale ferată până la mine, până în două, jură, până... Așa sunt făcute proiectele, planurile, dar dumneata vei fi despăgubit, stai liniștit și încă foarte bine, o să... Și apoi, dar cum, ori trei trenurile pe aici, pe la mine, cu oamenii iar, așa? Cu oameni, cu marfă, trec trenurile, că așa trec. Îmi Baciu Gheorghe un pic, așa zice, e, dar numai ziua. Zice, nu, bade, și ziua și noaptea, că așa trec trenurile. Care stă Baciu Gheorghe un pic, ce mă, voi bolunzând, dați? Dar voi credeți că tot de noaptea voi sculați, deși nu și-a la șură, o să trec de trenurile. Da. Doamne și domnilor, pentru că suntem undeva în apropierea sărbătorilor de Paște și suntem în postul Paștelui, aș dori din tot sufletul să vă ofer un gând de-al meu. Este o poezie pe care am scris-o acum câțiva ani și recunoscută în lumea bisericii. E o șirire de metafore, o muză care m-a vizitat la un moment dat și tare aș vrea din tot sufletul să vă dăruiesc acest gând al meu, ca este un îndemn că să ne uităm puțin în interiorul nostru și atunci când râdem și atunci când ne bucurăm, este bine să știm că este un dar. Acest îndemn sună cam așa, trecătoare umbre pe pământ rătăcind, tremurătoare frunze de plop lin, foșnind, nouri albi risipiți în văzduh, ce dau la sfârșit un dar al lor duh, minunate ființe ale planetei albastre, ce duceți povara destinelor nefaste, legați-vă rănile și zburați cât mai sus, luați-vă bilet doar de dus. Încercați să prindeți trenul, chiar de-o fi să stați pe scară, că păcătuiți în cuget nu e pentru primăvară. Lepădați îmbrăcămintea cea smârcată și pătată, curățați-vă lăuntul de satan măcar odată. Și chemați pe Domnul nostru cu căință și cu lacrimi, sărutați crucea cea sfântă și udați sfintele patii, ca iertate să ne fie toate cele pământești. Pregătiți sufletul vostru pentru viața cea de veci. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am fost sărbători fericite să vă bucurați de revenit. Și pentru că am început într-o notă veselă, aș dori să încheiem într-o notă veselă tot cu o poezie care am intitulat-o Sinteze. Sunt sigur că o știți, dar trebuie să vă aduceți aminte. Plecat am nouă din Vaslui și cu manole 10 care și întrece. Unul ungurean, unul moldovean și altul lor dulcior. Fluieră pe drum și cântă ce te lege în codrule, fără ploaie, fără vânt, că m-am mai dus în sat cu dorul și am zis singur puișor. Și-am închis-o și-a la tindă, să nu vină o sample toți ca zic brugonă, framă, vârf de băț, să zică trăiesc cu cuiențul și-am aminesc cuiențul, dar nu vine. În zadar suspin și sufăr, căci în bătălie soțul iubit a plecat pocnind din piși pe lângă voi cu plugul pe la noi,
Iar Barzii privind la dânsul îl întreabă cu dispreț, cine ești, străine? Sunt pașa, ne-am debeduit și de la Babel Mande vin că se zvonise prin ziare că în Irlanda un om mare are oi multe, mândre și cornute și câini mai bărbați cu mezdreanță, cel cu ochii de faianță, cățeluși cu părul cresc, curărața din coteț. Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața noi vrem pământ! Toate spraf și lumea este ca și dânsa suntem noi și câine eu ți-am fost. Vă mulțumim din tot sufletul, să ne întâlnim cu bine și sperăm că este doar un început. Vă mulțumim, să fiți sănătoși! Mulțumim din tot sufletul.